Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Slime Rancher 2. Mereu uit doiurile la a doua versiune din joc, mereu la a doua versiune, gen la continuarea fiecărui joc, uit mereu al gen 2-ul din nume și mă enervez. Ei bine, fix de unde v-am lăsat data trecută între ghilimele la fel, fix de unde v-am lăsat gen, eram acolo așa unde am lăsat la final episodul, dar totuși a trecut cam o săptămână de când am filmat, așa că nu mai țin minte exact ce am făcut. Îmi amintesc parțial faptul că da, am ajuns... Oh, Wild Honey! Wild Honey! Stai că îmi amintesc că aveam nevoie de destul de mult cel Wild Honey, mă rog, aveam destul de mult cel. Aveam nevoie de Wild... Deci ok, asta e diferența de la Stoop the Bazwax și asta e Stoop the Wild Honey, am înțeles. Deci mă interesează să ajung și acolo și sus. Am deblocat noi acum două dăți, gen zona asta cu, li se numesc, Honey Slime-uri și, bine, zona cu Honey Slime-uri, practic am omorât noi, am explodat Cotton Gortog și am ajuns pe, nici măcar nu mă știm, cum de-aia se numește, e Rainbow Island, păi și partea asta de aici nu e tot Rainbow Island? Habar n-am. Am explodat Cotton Slime, am ajuns în zona asta unde avem slime-uri de miere. Miere, am spus. Bine, las-o așa. Întrebarea mea e, în momentul față, dacă mi-amintesc eu bine, aveam nevoie de ceva mai multicele, ceva mai mult Wild Honey ca să-mi fac eu un upgrade pe care vreau să-l fac. Dar nu mai știu care e ăla. Știu că îmi trebuia Wild Honey pentru ceva, dar nu mai știu exact pentru ce. Cred că înainte să mă întorc eu acasă și să văd exact ce upgrade-uri aș vrea să fac, am luat... tu ce ești? Tu ești, cred că, boom. Dacă nu mă înșel. O trecătoare destul de dubioasă înspre... ce aia? Ceva strălucitor. Dacă mă daci... stai că a avut pe aici undeva. Trebuie să fiu atent neapărat. Stai, e bine. Trebuie să fiu neapărat atent după stupuri de astea cu... ce mai speria de tine, ai bine? Cu Wild Honey. Ceva cabbage. Acolo cred că pește, mamă, cât e explorat, frate. Cred că mai bine m-aș limita eu în zona unde deja ajunsesem. Că e o fântână. Din nou presupun că părțile astea ale jocului sunt gândite încât să nu ai jetpack-ul și să nu te miști așa de lejer pe aici, de-aia m-aș gândi eu. Așa că probabil o să încerc pe cât posibil să nu fac tot așa direct, cred, nu știu. Mă, am luat eu Honey Slime-uri, dar ideea e că vreau și eu niște... ok, asta e altă scurtătură care trebuie să-i găsesc eu cale pe partea opusă, probabil. Nu s-o deschid. Vreau și eu niște mint mango. Nu cer mult. Ok, nu pot să urc acolo. Vreau și niște mint mango. Unde sunt mâncați așa? Ok, încă sunt în zona practic cunoscută. Mai așteptam să fie ajuns deja în zona cu fără. Unde încă nu am deblocat harta. Uite, mai intrare acolo. Bun, cred că trebuie să mă îndrept înapoi înspre zona aia cu roșu. Go. N-am apucat să am reacții mâncați așa. Bă, da. Abia l-am auzit și s-a și despaunat. Hai, frate. Vreau și eu niște mi... ce-și mă tu? A! Hunter, bă, da, și Hunter e bun, dar n-am să-i dau mâncare momentan, aia e. Dar întrebarea e, deci, am Honey Slime-urile, Hunter Slime-urile și mai e tipul ăsta nou de slime-uri pe care încă nu știu cum se numește. E un tip nou de slime cu totul un joc, deci, de-aia mai greu cu denumirile acum. Ce era să mă arunc de nebun? Wild Honey mai mult la mine, plus... ce-și mă tu? A, mi-i mango, uite, perfect. Nu, ce? Mondiu nectar. Nu, mundiu. F1, stai. Uite, mă, Flutter Slime. Deci ăsta o să mă intereseze pe mine. Ok, nu știu dacă să-l păstrez totuși. Să ții minte că... dar de unde-i crescut tu? Cred că tu ești. Sau ceva, nu știu. Nu știu, nu-mi dau să... și cum ai vrea să te iau pe tine fără să te... ok, de pe partea altă. Nu vreau în partea asta, vreau înspre partea asta, pentru că vreau și eu... bine, lasă-l pe ăsta aici. Aie, los mânca. Dar nici nu m-am uitat, ce naiba erai tu? Tu ești fruct? Stai, bine, mă. Mor. Nectar. E nectar?
dă-mi alt tip de mâncare. Da, e nectar. Am găsit aparent slime-uri care să hrănesc pe nectar. Uite, mă, min mango în sfârșit. Ceva în spatele cascadei? Nu. Probabil ceva mai sus în spatele cascadei? Nu. Probabil ceva sus pe cascadă, cel mai probabil. Mă, în teorie eu acum mi-am împlinit goal-ul temporar și aș putea să mă întorc până acasă, să mă apuc să cultiv ăsta, cum se numește, mă, mint mango și să mă apuc să cresc honey plorturi, honey slime-uri, dar nu știu în combinație cu ce. Aia e chestia. Răspund că o să fac o combinație temporară și o să mă decid pe parcurs dacă îi mai păstrez sau nu, gen și ceva. Mă, e zone unde să mai construiesc, nu mai am, așa că trebuie să aleg în ce parte vreau să mă extind acum. Am de ales să mă duc în zona asta sau în partea asta. Ce e aici? Na, nu zice nimic exact că ar putea să fie, e pur și simplu, aparent sunt niște ruine. Da, culmea, sunt niște ruine ale unor ruine. Bine, niște ruine acoperite de iarbă unde practic cresc pocofruturi și castraveți, zic, și cartofi. Cum e face că până acum în jocul ăsta nu există castraveți? Și mai avem noi de ghilii. Mă, și asta pare să că e zona practic unde ar ieși gen foarte multe găini din pământ. Așa că ce să zic eu, hai să dăm bike, oricum nu e atât de mult pentru câți bani am. Bine, la un moment dat oricum probabil o să fie o problemă. Banii, dar momentan am vreo 50.000 și bă, arată exact ca și zona aia din partea altă din Amber Valley. Mă rog, probabil fiecare face referință la așa și le răspund că dacă continui pe aici, pe undeva pe jos, ajung în partea unde trebuie să deblochez, cum te numești tu? The Tide Pools. Mm-hmm. Ok, aici o să venim altă dată. Presupun că la fel ca și în Slime Rancher 1, o zonă cu docuri sau ceva. Păi bun, cum aș vrea să am eu amplasment aici? Hai să vedem, deci avem 1, 2, 3, 4, 5 poduri, 5 poduri, 5 ploturi. Mai văd un mesaj acolo așa de la gazda noastră și ce aș vrea eu să am unde. Deci le-am pe astea două așa, cam urât, bă, cam urât. Le-aș pune gen... Astea pentru că sunt mai apropiate unele de altele, le-aș pune practic ferme și cu slime-uri și asta să fie gen cu silo-uri, dacă aș vrea să, din nou, dacă aș vrea să aplic strategia cu drone care să facă pe aici curățenie la slime-uri. Dar chestia e că încă nu știu dacă există drone în jocul ăsta. Hai să zicem așa, facem aici și acolo o fermă temporar și eventual oricum o să o scoatem după aia, bye, ok, nutrient soil. Așa, și scare slime nu mă interesează, băgă tubul ăsta aici și după ce o să crească câteva mint mango-uri, venim frumos și mai facem încă o fermă acolo. Bun, și acum haida în laborator. Și asta a fost și wild honey-ul, deci ce mă ajută pe mine, mă rog, cu ce mă ajută pe mine wild honey-ul? 10 honey plort, asta o să facem noi astăzi rost. Tu nu, tu nu, tu, deci pe tine mă interesa. Și uite, tank booster, mă, angler. Tabi, perfect, acum îl fac, acum îl fac. Deci 10 angler, 20 tabi, bun. Hai, înainte de jetpack facem storage upgrade. După atâta timp de suferit, o să am și în sfârșit 40 capacitate per slot în inventar, finally. Bun, extra tank-ul e maxat, water tank-ul maxat. Pulse wave, flutter slime, flutter plort, ok. O să pot să fac și ăsta dacă pun 10 hunter-uri și la tine mai am de descoperit încă două. Bun. Mă interesează și pe mine acum jetpack 2. Deci enhance the jetpacks, thrusters that consume 20 less energy, mai puțin cu 20% energie. Vreau. Bun, și acum am făcut dita mai upgrade-ul pentru echipamentul meu. Ideal. Mă, știu că să fiu hapsân că zic chestia asta, dar bă, nici măcar 40 de sloturi, 40 de stocare per slot în inventar nu mi-ajunge. Nu mi-ajunge pur și simplu, a durat din nou mult prea mult. E clar mai puțin decât a durat ultima dată când am făcut și m-am plâns că bă, am prea puțin spațiu în inventar. Dar tot e prea mult al naibii de inventar. Trebuie neapărat să fac cumva să am 50 de spații per slot, că nu se poate, nu se poate.
Și deci ce vreau să fac? Vreau să combin ce cu ce. Trebuie cumva să combin honey slime-ul, dar nu știu cu ce. Cred că mă duc eu până acolo, iau câteva găinușe, dacă tot am deblocat zona asta cu multe găinușe, și încerc să mă duc înapoi în zona aia cu Hunter Slime, dacă îmi amintesc unde e exact, să hrănesc 2-3 să obțin, de fapt nu. Trebuie să iau 2-3 Hunter Plorturi hrănind practic Hunter Slime-urile și totodată să iau și 6 Honey Slime-uri propriu zise ca să le pot hrăni cu Hunter Plorturi, da. Nu știu dacă tot până să plec eu de acasă. Ia stai, așa să facem noi aici o treabă, să băgăm noi astea 11 aici și mi-am nevoie de încă 16 pink plorturi să fac și eu totuși upgrade-ul ăla pentru viață, că de ce nu? Bam și bam și acum avem, ok, deci mai pot să-mi fac încă unul, cu 20 honey plorturi și 30 pink plorturi. După ce o să fac rost de, ok, și chiar asta o să fie ultimul upgrade care o să am 250 viață maxim, am înțeles. Și stai, energia până la când mai pot să, ok, pe energie mai pot să o mai upgradez de încă 2 ori, am înțeles. Na, și pentru că am zis eu că nu o să-și mai aibă clar rostul să facem noi chestia asta, off camera. Practic să mă duc și după aia să mă întorc înapoi ca să sparg eu și slime-ul ăla. Honey Gourd-ul ăla, mi-am luat eu 25 mint mango la mine, am mai răbdat un picuț și l-am luat ca să terminăm și cu ăsta. Mă, 4, 5 și mai am nevoie doar de una. Ia de mie și niște apă. Uite-l văd, oricum putem să fac rost după aia de honey slam-uri de la Gourd-ul ăsta pe care o să-l bubui, dar e ca fapt divers așa. Plus faptul că oricum în spatele astea oricum nu mai e cine știe ce e interesant, fiindcă și deoarece deja practic noi am văzut ce e în spatele lui, de gen, oare mănânci cu mai puține, mă? Nu, 25, ok. Dacă era mai mult de 25, mofticam. Bum! Și ce mi-ai dat tu? Nu știu ce era. Prima dată când am văzut. Bun. Și acum am, să zicem așa, o scurtătură, zicem așa. Deci aici o să mă intereseze pe mine niște fosfor și în partea aia tot niște fosfor, din câte am zis eu. Da, bun. Stai, că era peșterul asta pe aici. Tu unde mă duci? A, înspre un... Da. Deci stai că trebuie să notez. Două fosfor, un boom și un angler. Nu, bă, adevărat, da, angler. Bun. Aici să fi fost? Cred că aici, da. Păi și bun, în cazul ăsta, uite-l. Nu o spune că ești deja mâncat și nu mai vrei să mănânci. Ba da, e bine. Dăm un hunter, doi hunter. N-am eu cocoștii de ăla să mai mănânci? Ce să mai mănânci tu? Nu mai ți-e foame. Hai mai dați și mie un hunter, 2, 3, 10. Și deci aici sau acolo? Acolo sau aici? Hai să fie aici. Coral, by high walls, music box nu vreau, airnet, solar shield nu, plot collector și auto feeder. Perfect. Și bagă în felul următor, un honey combinăm cu un hunter. Bagă în tine. Bravo. Bun, și acum avem noi crescătorie de hunter și honey slime-uri, mă rog, plorturi. 10 hunter, spui tu. Păi bun, în cazul ăsta bagă tu aici 10 hunter. La perfecție și bagă. Nu știu eu când o să mor, dar să fie acolo așa. Ok, următorul o să-mi ceară un diamant, spui tu. Și mult mai multe resurse. E, mai vedem noi dacă îl facem și pe ăsta mai curând sau îl mai lăsăm până la final. Nu cred că e mai mult de spus. Spune decât că a găsit ceva vechi pe care ar fi vrut să fie aruncat și spune că m-am gândit că, uite, asta i-ar plăcea fix lui Beatrice. Ceva vechi care e bun de aruncat. Și îmi dă un market link. Mulțumesc! Și tu ce-mi faci? La fel și la asta, nimic important, doar Super Hydro Turret. La fel și market link-ul ca și refinery link-ul, probabil o pot să-l pun într-un loc și după aia mai pot să-l ridic de jos, așa că nu-și merită efortul să-l craftez acum. Bine, deci acum chestia e că știu de locația fosfor, mă rog, statuilor pentru fosfor plorturi. Deci tu ce îndeblochezi? O cale înspre... Aha, deci scurtătura din partea asta. Acum mi-e mai ușor să ajung de aici de jos, acolo sus, aparent. Nu știu ce mi-ar fi trebuit chestia asta, dar bine. Și dacă mergem noi prin partea asta aici,
Să presupun că asta o să fie scurtătura de pe partea cealaltă, nu? Da. Bun. Deci acum, în caz de vreau să ajung până aici mai greu, să zicem așa, am și o scurtături. Acum hai la boom, la statuia pentru boom slime. Pardon, nu știu unde se află statuia cu boom slime, dar știu unde se află statuia cu angler slime. Măi, am luat două în caz de mai aveam nevoie, dar pare să că nu era nevoie neapărată. Ok, o zonă cu angler slime-uri să o am, presupun o tonă de angler plorturi. Pe aici, pe jos, ceva... Măcar un pod mă aștept să fie prin peștera asta. Nu se poate să nu fie un pod. Adică care ar mai fi scopul în cazul ăsta dacă ea dă secretă, care trebuie deschisă cu o poartă, cu nu știu ce. Hai, ce-mi dai? Cage pillar, ok, ăsta era cam evident, deci trebuie să mai fie măcar unul pe aici, care ar trebui să-mi dea și ceva mai special. Presupun eu că prin zona asta, dacă o să mă duc, o să ajung practic unde o să mă intereseze cel mai mult. În zona cu Flutter Slime, parcă așa se numeau. Tu unde mai ești, mă? Unde mai te mă duci tu? Atât. Bine, am rămas dezamăgit în cazul ăsta. Aia practic e scurtătura înspre peștera asta, deci... Bă, ce sec. Cred că am găsit, nu sunt sigur. Bun, deci acolo e ieșirea și ar trebui să ajung cumva acolo sus. Parcă pe aici era, nu? Deci, dacă poarta asta e aici... Nu mai țin minte unde găsisem eu statuia aia cu boom slime-ul. Ăsta ești, mă? Cred că tu ești. Cred că pe tine te găsi, te căutam. Nu, tu ești altceva. Tu ce ești, măi? Tu ești pink? Pare să fie pink. Păi bun, stai așa, deci în cazul ăsta... Da, deci practic e fix scurtătura, dar intra în peștera aia. Nu știu cât mă cum avea de ideea. Hai să găsesc repede și un pink port, că n-are cum să nu găsesc prin zona asta. Deci dacă nu ești roz, bun. Măcar atâta. Să am descum să mai deblochez încă o scurtătură inutilă. Mă, nu știu pentru ce ți-ar trebui atât de multe scurtături. Adică, din nou, e presupunerea mea că îți dau scurtături pentru momentul în care... ajungi să ai gen, dacă ajungi prin zona asta și nu ai jetpack-ul, presupun că asta e ideea. Dar totuși, frate meu, câte scurtături mai să mai îmi dea. Așa că vreau să mă urc acolo sus, mă. Vreau să mă urc sus de tot pe stânca asta. Asta mai vreau să mai fac de final. E o gaură undeva pe aici, prin tavan. Nu aici. A, uite și pe ăsta. Uite-o, am găsit-o, cred că asta e. Da. Ce-mi dai? Dash Boots Module? Păi e clar, mă duc până acasă, văd ce-mi trebuie. Cum se vede în partea aici, nebun? Încă n-am deblocat acolo. Păi bun, în cazul ăsta, hai să dăm, să dăm o tură până acasă să vedem ce am nevoie pentru Dash Boots Module chestie. Deci pentru tine, îmi spui tu. Wild Honey, Boom Plorturi și Flutter Plort. Ok, deci n-am momentan oricum materiale care ca să craftez. Am aici Wild Honey-ul, așa și încă un Boom Plort, bagă și Angler Plortul ăsta, nu știu de ce. Și următorul lucru care mă o să mai trebuiască de pe listă e Flutter Plort, care cred eu că o să facem rost de ele în episodul viitor. O să începem să cultivăm, să zicem așa, și Flutter Plort și să vedem cum funcționează până la urmă aceste Flutter Plorturi care mănâncă cică polen sau ce ori mânca ele. Hai că am tot zis că episodul viitor, dar l-am editat, randat, uploadat chiar și avea undeva la 20 de minute și am zis că mă, nu se poate să las în halul ăsta doar 20 de minute în care, e adevărat, am făcut multe upgrade-uri și explorat câte ceva plus treaba când am făcut scurtăturile și câteva upgrade-uri la mine, la caracter gen. Dar nu se putea mă să las așa, așa că am zis că în momentul față o să sacrific faptul că o să mai întârzi un picuț episodul, un picuț mai mult. E o șansă în momentul față să-mi pice și curentul, pentru că mi-a picat și mai devreme. Și episodul ăsta o să întârzie puțin, tel, nu știu, vreo 2 ore și ceva, 3. Dar măcar să vedem ce naiba e aici în spate.
Nimic. Presupun că pot să sar până în partea altă, dar... Atât ceva... Nimic, mă? Vician, că aici e cu slime-uri fluture, cu nu știu ce. Ce țeapă mi-au luat să mor eu. Mă rog, lăsând asta deoparte. Totuși trebuie să explorez, nu lăsăm așa episodul. O să ne mai plimbăm așa un picuț prin zona asta. Să vedem dacă mai găsim câte ceva nou-nouț. O băltoacă. Și un radiant ore, nu mă interesează. Altă băltoacă, mai mult radiant ore. Ce zici tu? Na, asta nu cine știe ce, zice că obișnuiam să-mi încep diminețile făcând jogging pe poteca asta, simțind briza mării de slime-uri. Din când în când veneam practic la finalul zilei și mă uitam la apus, dar cât timp mă uitam, mă simțeam mă simțeam furat de către un ringtail slime. Adică nu e cine știe ce, din nou mici lucruri așa care să mai facă un picuț de poveste. Chiar dacă nu sunt importante, totuși unele mai sunt și ele necesare ca să înțelegi absolut toată povestea personajului în sine. Și uite-le! Fluture! Mamă, dar cum stau? Ce fac? Mă, o întrebare mea pentru voi. Aveți să-mi dați și mie un plort? Voi ce că mâncați nectar. Dar ce nectar mâncați voi că pe aici n-aveți nectar? Dacă vă combin eu cu un pink slime și după aia mâncați, ce mai ai tu să-mi oferi pe aici? Uite-mă. Nu, asta e min mango. Uite-mă, flutter slime. Slime-uri fluture. Mă, asta e clar, episodul ăsta clar, nu o să ne mai jucăm cu slime-urile astea fluture, pentru că nu vreau să mă mai întorc până acasă. Eventual, doar vreau cu plortul ăsta să mă duc până acolo să deschid poarta aia, așa să fie deschisă în altă, dar oricum nu o să deblochez nimic. Nou! Deci am, practic, acum o alegere de făcut. Vreau eu să cobor acolo și nu știu unde mă duc. Și nu știu dacă mai pot să ies, sau... Geronimo! A. Yo! A. N-am înțeles, deci practic ceva la fel de sec. Faptul că am venit până aici, ești tu și trebuie să vin să te hrănesc pe tine și tu mănânci... Ce mănânci tu? Tu mănânci găini. Ai să mor eu. Decorațiune... Găini mănânci tu? Da, bai, dacă avem și mănânci găini de-alea pelicani. Yay! Păi și bun, peștera asta unde mă mai duce? Să mai bine spus, cum putem să mai ajung eu aici în alte moduri? Că practic, calea aia pe care pot să urc, e acolo gen ca să mă urc sus la slime-urile fluture, dacă n-ajung cumva pe partea pe unde am ajuns eu, gen. Aha. Și deci, practic, e porțiunea de jos pe care o tot vedeam eu. Și pe aici n-ar trebui să fie, în teorie, nimic, cred. Da, și de acolo vin și acolo undeva ar trebui să mă îndrept eu, dacă aș vrea să pun plortul ăsta să deblochez. Wow, ușor! Văd ceva ruine în partea aia. Mai multe ruine. Și deja îi văd gordo-ul lui. Ceva e acolo în spate. N-am găini să-ți dau mâncați și un ringtail. Și pe aici pe undeva, dacă m-aș urca, presupun că undeva trebuie să fie și el un pod, zic eu. N-are cum să nu fie. Așa, asta practic e, aici e din nou în combinare, mă rog, încă n-am harta, între partea albastră și partea rozalie a zonei astea, am înțeles. Și pe aici unde, dacă continui, unde ajung? Presupun că pe partea altă unde văzusem eu ruinele, nu? Da. Mhm. Mai la... Oa, ce? Și ăsta poți să vii doar pe timp de noapte, du-te mă, naibii. Ok, nu vreau să-l văd cum arată pe timp de noapte. Aha, deci aici am ajuns. Bun, băi, și cam asta e practic toată zona explorată.
Deci, în mare parte am văzut acum cam tot, așa că hai de final așa, de data asta, de final la propriu, fiindcă trebuie să vă ce scoși din astea 8 minute care l-am mai filmat. Hai să mergem acolo să punem plortul ăsta și să deschidem practic poarta înspre peștera aia. Și hai, că altceva n-am altceva de făcut. Bine, am altceva de făcut, doar că m-aș întinde mult, de data asta chiar îl zic serios și cred sincer că m-aș întinde mult prea mult. Așa că nu. Și bam la tine, deschide-te. Și din nou încă o poartă inutilă. Și la propriu asta chiar e inutilă, fiindcă cine ar vrea să aibă o scurtătură înspre zona asta? Ce ai vrea să faci aici? Nu știu sincer, habar n-am. Bine, poate na, poate puteai să ajungi cumva mai devreme în zona asta, dar nu știu, mă, nu știu ce să zic. Dacă chiar e util ce e aici. Mă rog, dacă e utilă poarta aia cu Flutter Slime-ul. Ah, de data asta, serios vorbind, cam atâta și cu episodul ăsta din Slime Rancher, zic eu, sper eu, să pot să scot ceva din aceste 10 minute care le-am filmat, 11 minute pe care le-am filmat acum. Mă, nu știu că zic că mai avem de jucat, bine, mai avem încă o zonă întreagă cum ar veni zona cu Saber Slime-uri, dar în zona asta, cred că următorul o să fie probabil ultimul episod, cred, nu sunt sigur, deci mai avem de hrăni, mă rog, în momentul față mai avem încă 3 gorduri de care știm și în teorie am putea să le hrănim pe toate, în teorie, acum vedem în practică. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și eu n-am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare, să vă urez. Bye bye!